Deșteptarea. Avem o știre pentru cei care ne ascultă în sectorul 4 din București sau cei care locuiesc acolo sau urmează să-și parcheze mașina. Atenție și dacă sunteți în tranzit prin sectorul 4. Da. Începând de astăzi, primăria sectorului 4 taxează locurile de parcare aflate pe mai multe bulevarde mari. În funcție de zona în care se află, șoferii pot plăti până la 2 lei pe oră. Adică e ca la Viena, fraților. Cam ca la Viena, nu? Da, și la Paris și în alte orașe din lumea asta ai parcat pe stradă, pac, 2 lei ora. Parcă la Mamaia e chiar mai scump sau tot 2 lei pe oră. Nu, nu știu cât e la Mamaia. Parcă, da. Ok, și se întâmplă că nu mai poți să lași mașina pe avarii 5 minute, nu mai poți să o lași parcat acolo fără treabă, mai să știi nu că mai poți să o lași cu orele, sau trebuie să plătești. E, corect. Ideea e să nu lași deloc mașina pe prima bandă și să mergi în locul de parcare, că s-au amenajat vreo 2500 de astfel de locuri și cumva prin taxarea lor, primăria de sector speră să fluidizeze și traficul și să încaseze și niște bani, că cam așa merg lucrurile și prin alte capitale. Mă uitam și la ce se întâmplă în parcările amenajate pe aici, prin sectorul 1, pe la noi. Nu prea mai e unde să parchezi fără să plătești. Dar e singura primărie care face treaba asta în București? Adică ia parcare la trotuar și la spic, cum ar veni. Parcarea în spic din sectorul 1 este contracost. Da, proacă unele dintre ele, da. Cel puțin cele care aparțin de primărie. Bine, câteodată eu mi-am instalat o aplicație, probabil. Uh-huh. Bucureștenii și nu numai știu despre ce aplicație e vorba, care identifică locul unde ai parcat și automat îți ia banii, da, sau creditele. De la primăria generală. Sunt doar unele parcări. E, și la unele parcări îmi dă mesaj că nu este activă parcarea, nu este activă, adică nu sunt locuri, taxarea. Știi? Ah, ok. Deci poți avea și noroc. Poți avea și norocul ăsta. Bine, sper că nu m-am mințit, că altfel o să vină și o amendă, știi? Acum primăria generală nu e de acord cu ce face primăria 4, dar una peste alta lucrurile rămân de natura asta. Deci din dimineața asta, de la 8, adică de acum 10 minute, într-un sector din București se taxează parcarea cu 2 lei pe oră, parcarea la stradă, mai puțin pentru persoanele cu handicap sau pentru cei care au o mașină hibrid sau electrică, așa cum e în tot Bucureștiul, și nu se parchează, nu se plătește între ora 6 seara și 8 dimineața. Asta e bine de știut. Mă uit că sunt foarte optimiști de la sectorul 4, spun așa, că nici măcar cei care au treabă 5 minute într-o zonă, în zona respectivă, nu știu, la bancă sau la farmacie, da, dau exemplu, nu vor mai avea motive să își lase mașinile pe prima bandă cu avariile aprinse. Da, că au loc acolo, dar trebuie să plătesc. Deșteptarea